Asasinarea lui Mihai Vodă a fost înregistrată în câteva variante, întâi de la marturii oculari care au scris rapoarte oficiale și scrisori, apoi de istoricii secolelor ulterioare. Dacă povestea dispariției voievodului e clară, mai puțin clară e chiar tenebroasa istoria osemintelor lui, dintre care doar craniul odihnește azi într-un sarcofag la mănăstirea Dealu. Ambițios și dornic de putere, Mihai a avut parte de un sfârșit violent, fiind asasinat chiar în mijlocul armatei sale. Începutul sfârșitului pentru Mihai Viteazul a început în anul 1600, culmea un an marcat de cele mai mari izbânzi ale domniei sale. Din primăvară și până în toamna acelui an, Mihai Viteazul a fost stăpânul Transilvaniei, țării românești și a Moldovei. Dar nemulțumirile nobilimii maghiare, mai ales din cauza cheltuielilor la care erau supuși, presiunea poloneză din Moldova au făcut ca stăpânirea lui Mihai să fie una efemeră. Curtea Imperială de la Viena dorea Transilvania sub stăpânirea ei și nu a domnului Valach, așa că a încurajat rebeliunea nobilimii, ba chiar l-a trimis pe generalul Basta să scoată Transilvania de sub stăpânirea lui Mihai. Faima nu l-a ajutat prea mult pe Mihai, ceea ce a înclinat balanța în favoarea lui Mihai a fost situația delicată a imperiarilor în Ardeal. Basta, generalul Basta, a pierdut controlul provinciei, iar nobilimea răsculată l-a alungat. În locul său a venit Sigismund Batori, un om cu simpatii cești. Tot faima lui Mihai Viteazu o eclipsa pe cea a generalului Basta, în ochii tuturora, stârnind în acesta invidia. În țara românească, boierii credincioși lui Mihai Stărnesc o răscoală și ia lungă pe polonezi. Principele Muntean avea 43 de ani și se pregătea să preia din nou conducerea țării românești și a Transilvaniei. Iată cum se descrie o cronică anonimă, moartea lui Mihai Viteazu, din 9 august 1601. Iar când fu într-o dimineață văzu vind nemțească către cortul lui, unii călari, alții pedeștri și socotii că aceștia sunt ajutorul lui și nimic de dâns și nu se temea iar ei nu i-au fost de ajutor, ci vrăjmași. Și dacă văzu că sosesc, ieși din cort înaintea lor și le zise, bine ați venit voinicilor viteji, iar ei se repezira asupra lui ca niște dihănii sălbatice cu săbiile scoase. Iar unul cu sulița îl lovi direct în inimă, iar altul de grabă îi tăie capul. După victoria obținută de Mihai Viteazu la Guruslău, de către armatele aliate comandate de Mihai Viteazu și de generalul austriac de origine albaneză, Basta, Comandantul trupelor austriece din Transilvania au așezat tabăra comună lângă Turda. Aici va sfârși voievodul român la 9 august 1601. În rapoartele și scrisorile trimise din Transilvania se spune că Basta l-ar fi chemat pe Mihai la sfat, dar și ca să-l chestioneze asupra unor zvonuri care erau din ce în ce mai dese și anume legăturile lui cu transilvanenii și intențiile față de Transilvania, existând suspiciuni că domnul Muntean ar fi vrut să pună mâna singur pe ea. Mihai ar fi refuzat să se prezinte, așa că în dimineața cu pricina, Basta ar fi trimis două steaguri de valon și două steaguri de germani spre tabăra lui Mihai. În cel puțin un raport se spune că fiecare tabăr avea țintite tunurile una spre cealaltă pentru a-l aduce cu forța. Descrierile sunt unanime în a prezenta refuzul categoric al lui Mihai și faptul că s-a întins spre una din multele săbii pe care le avea în cort spre a-l lovi pe comandantul Valon. Rapoartele menționează că Mihai a fost lovit prima dată în inimă pe când un soldat german i-a tăiat rapid capul. Unele surse menționează o lovitură, altele două sunt menționați cei care mor alături de voievod. Un raport spune clar că Basta i-a angajat în armată și pe soldații lui Mihai. De față cu aceștia, Basta a dat citire unor scrisori care ar fi fost găsite în cortul voievodului interceptate anterior, în care se vedea clar dovada trădării sale și a unei alianțe cu otomanii și transilvănenii. Două surse menționează că Mihai Viteazu a fost înconjurat de Basta noaptea, iar una spune chiar că a fost sugrumat una dintre surse, scrisoarea lui Ieremia Movilă către regele Poloniei, spune că ar fi fost dita mai bătălia între două armate de două-trei mii de oameni. Nu se menționează nicăieri unde au fost îngropați cei din suita domnitorului care au pus mâna pe arme în momentul fatidic și au fost uciși. De asemenea, nu se spune ce s-a întâmplat cu cadavrele consilierilor lui Mihai, capturați, interogați, schingiuiți și executați de basta apoi. Vor fi fost aruncate și trupurile lor cu siguranță în vreo groapă comună pentru a nu periclita sănătatea taberei. Nu a fost descoperită vreodată o astfel de groapă în zonă, sau nu a fost sesizată o astfel de descoperire. Rămâne în continuare o enigmă unde se afla armata lui Mihai în momentul respectiv. Chiar dacă știm că o mare parte din ea era formată din mercenari străini care slujeau doar banul. Chiar dacă știm că o parte din trupe câteva sute de oameni fusese rătrimiși spre făgăraș cu o zi înainte sau că alte trupe erau prin Transilvania, este cel puțin ciudat că voivodul nu avea trupe românești alături și că a trebuit să-i ceară lui Basta 300 de oameni pentru a merge să-și recupereze familia. Studiind documentele, misterul persistă. La vremea respectivă, doamna Stanca, soția lui Mihai, i-a cerut voie guvernatorului Transilvaniei, Giorgio Basta, după ce s-au mai liniștit apele, să ridice o capelă pe locul unde fusese asasinat Mihai. Aceasta a primit aprobarea și a construit o capelă la circa 3 km sud de centrul Turdei, capelă care a dăinuit până în 1830, când a fost distrusă de un fulger. Deci... E posibil să fi fost o capelă din lemn, probabil refăcută și îngrijită de românii din zonă de-a lungul a două secole. Spre sfârșitul secolului al XIX-lea, terenul cu mormântul ar fi fost cumpărat de un preot greco-catolic, Vasile Moldovan, pentru a feri mormântul de profanări. La începutul secolului XX, în acel loc se găsea o cruce la care s-ar fi închinat și perechea regală României, Ferdinand și Maria, în timpul vizitei lor în Ardealul Alipit României. În 28, după dorința deja de functului rege, s-a ridicat o masivă troiță din lemn mutată în muzeul din Turda în 1977. Cu toate că se vorbește despre mormântul lui Mihai Viteazu sau chiar despre mormântul cu trupul lui, nu s-a vorbit absolut niciodată din 1601 despre găsirea sau manevrarea sau reînhumarea osemintelor lui Mihai Viteazu pe câmpia turții. Nu s-a găsit în zonă niciun schelet care să se potrivească descrierilor vremii și care să poarte măcar urmele rănilor provocate de asasinii săi. Adevărul e că nu se știe unde s-ar putea afla scheletul lui Mihai. Dacă într-adevăr capela, apoi crucea, apoi truița și acum obeliscul se află exact în locul unde a fost ucis și anume pe locul unde se aflase cortul său, s-ar putea calcula dimensiunea întregii tabere aliate și căuta la marginea drumului care nu mai există. Nu avem nicio harta taberei, nicio descriere a așezării sale sau a altor elemente. Cu siguranță, scheletul voievodului se află încă undeva pe acel câmp. Dacă nu a avut ghinionul de a fi scos sau distrus de diferite lucrări agricole sau de infrastructură de-a lungul vremii. În cazul fericit, în care o semintele sale nu au fost deranjate în mai bine de 400 de ani, ar fi un mare eveniment dacă într-o bună zi, complet accidental, cineva ar da peste acestea. Ar fi o reparație morală față de voievod și de destinul său zbuciumat. Un voievod care, din păcate, n-a avut parte de o moarte creștinească. Nu a avut parte nici măcar de o luptă dreaptă. L-au omorât Mișelește, probabil pentru că deranja politicele externe. În orice caz, în mintea românilor, Mihai Viteazu va rămâne unul dintre cei mai bravi stăpâni pe care i-a avut aceste meleacuri.